Bun găsit, oameni buni, o nouă ediție emisiunii noastre. Invitatul de astăzi este domnul Adrian Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov, președintele Partidului Național Liberal, Organizația Brașov și, de asemenea, susținător al candidaților la alegerile parlamentare care vor avea loc duminică din partea Partidului Național Liberal. Bun venit în studio! Bună ziua și mulțumesc de invitație! Ne aflăm la final de campanie electorală, domnule președinte. Cum vi s-a părut? Da, este o campanie total atipică. Poate aș putea spune chiar mai diferită decât ceea ce s-a întâmplat și la alegerile locale, când a fost de asemenea o situație diferită față de alte campanii electorale. Consider că ceea ce a trebuit să facem, am făcut. Consider că tot ceea ce a contat a fost faptul să aducem în prim plan oameni profesioniști, oameni care în decursul timpului au demonstrat că au expertiză pe domeniile de activitate pe care au lucrat. Ulterior, fiecare dintre ei a fost promovat și cred că astăzi Partidul Național Liberal vine cu o listă foarte bună, o listă de persoane care îmbină tinerețea cu experiența. Unii sunt noi veniți în politică, alții au vechime în cadrul Partidului Național Liberal. Cu siguranță consider că este nevoie de a avea sprijin din Parlamentul României, este nevoie de a avea colegi care să fie dedicați proiectelor Brașovului, fiindcă doar în felul acesta putem să implementăm cât mai multe proiecte. Am avut bucuria de a avea foarte multe voturi la alegerile locale. Foarte mulți cetățeni ai județului Brașov au crezut în Partidul Național Liberal, au crezut în proiectele noastre. Am câștigat 35 de administrații publice. Practic avem 35 de primari care vor implementa proiecte în 35 de comunități. De asemenea, am avut un scor foarte bun și vreau să mulțumesc pe această cale tuturor cetățenilor din județul Brașov, fie că sunt din țara Făgărașului, fie că sunt din Rupea, fie că sunt din țara Bursei, fiindcă rezultatul a fost echilibrat aproape în toate zonele județului. Practic am obținut aproape 46,5% cu 30% față de cel de-al doilea contracandidat, aproape 100.000 de voturi, lucru care mă responsabilizează, mă obligă ca tot ceea ce am promis în campania electorală să duc la bun sfârșit. Și sunt proiecte extrem de importante, apare o nouă perioadă de finanțare din fonduri europene și cred că este nevoie ca pe lângă echipa care o avem în administrația publică, echipă dedicată, echipa aleasă de cetățenii județului Brașov, să avem și reprezentanții Partidului Național Liberal în Parlamentul României. Și dacă aș putea, i-aș prezenta pe fiecare dintre colegii mei, fiindcă sunt oameni care unii dintre ei au notorietate, alții s-au implicat în tot felul de proiecte regionale. Aș începe cu Ionuț Banciu, cel care deschide lista Partidului Național Liberal la Camera Deputaților. Este o persoană care a intrat anul acesta în Partidul Național Liberal, a candidat la Zărnești pentru funcția de primar. Face parte dintr-o organizație, dintr-un ONG care are activitate la nivel mondial pe partea de biodiversitate, a implementat în decursul timpului foarte multe proiecte pe mediu, a lucrat și în cadrul Guvernului României. Practic este o persoană extrem de capabilă și cred că este nevoie mai mult ca oricând în această perioadă să armonizăm legislația europeană cu legislația noastră pe toate aceste probleme de mediu, ținând cont de faptul că avem foarte multe situații de infringement. Pe locul 2 se află Gabriela Antonache, unul dintre deputații extrem de implicați în foarte multe legi. Aș aduce aminte doar de legea care îi privește pe făgărășeni. Creat acea lege în care se va ieși la pensie cu 2 ani mai devreme, datorită faptului că a existat poluare atât în municipiul Făgăraș cât și în orașul Victoria. Practic pe o rază de 6 km toți cei care au fost afectați, au fost în zona respectivă, vor beneficia de această lege. De asemenea, mai nou a fost inclusă și fabrica de uraniu de la Feldioara, care de asemenea beneficiază de această oportunitate. Este o persoană care s-a bătut pentru statul de drept, a atacat de foarte multe ori legi
ale PSD-ului la Curtea Constituțională și este unul dintre cei mai buni juriști pe care astăzi Partidul Național Liberal și chiar Parlamentul României are. Pe locul 3 este Dumitru Flucuș, este un primar destoinic, de 18 ani, este în administrația publică, era de datoria noastră a liberalilor de a trimite și un reprezentant din administrația publică locală, fiindcă este necesar să armonizăm o serie de legi la nivelul administrației publice locale. E bine să trimitem în Parlament și persoane care au avut un parcurs în decursul vieții prin administrația publică, iar Mitruț, cum îi spunem noi, Dumitru Flucuș, are acest lucru, el va reprezenta de altfel și Țara Făgărașului și Rupea și mediul rural, fiindcă este foarte important să fie o voce puternică a mediului rural în Parlamentul României. Pe locul 4 se află doamna doctor Cristina Vecerdi, este șefa unității de primire urgențe de la Spitalul Județean Brașov, unul dintre medicii respectați. Cred că mai mult ca oricând astăzi ne dăm seama ce înseamnă sistemul medical românesc, ce înseamnă investițiile care s-au făcut în sănătate în ultima perioadă și nevoile pe care le are atât județul Brașov cât și România pentru a implementa cât mai multe proiecte în domeniul sanitar. Cristina este un medic care, mai ales în această perioadă, este în prim planul problemelor și se descurcă foarte bine și în momentul de față este și consilier local în municipiul Brașov. Pe locul 5 este Cătălin Nan, un tânăr antreprenor, o persoană extrem de dedicată mediului de afaceri. El de altfel a avut foarte multe activități și acțiuni în decursul timpului alături de patronatele din județul Brașov. La Senat începem lista cu Mihai Veștea, o persoană care are o expertiză cum nu sunt foarte mulți în județul Brașov. Practic, încă din anul 1992, timp de 16 ani, a fost primarul stațiunii de interes național Predal. A avut, de asemenea, a condus polul de creștere, a dezvoltat foarte multe proiecte pe fonduri europene, a fost vicepreședinte al Consiliului Județean, iar în prezent este secretar de stat în Ministerul Dezvoltării și Lucrărilor Publice. Este o persoană care, datorită experienței pe care o are, a fost extrem de dedicat tuturor comunităților din județul Brașov, a stat de vorbă de fiecare dată cu fiecare primar și a făcut în așa fel încât să găsească soluții pentru implementarea diverselor proiecte care erau depuse la diverse instituții, fie pe fonduri europene, fie pe Programul Național de Dezvoltare Locală la Ministerul Dezvoltării. De asemenea, pe locul 2 este Ciprian Stârpu, candidatul nostru la funcția de primar în municipiul Săcele. Aș putea spune că dacă ar fi existat două tururi, era primarul Săcelelui. A pierdut la 300 de voturi într-un municipiu destul de mare. Este un tânăr antreprenor, o persoană care cu siguranță va fi o voce puternică în Parlamentul României. Pe locul 3 se află domnul doctor Marius Neculoiu, fost senator, medic urolog, a realizat primul transplant în județul Brașov. Este o persoană care este de o notorietate extrem de mare și de o calitate profesională foarte bună. Deci, după cum vedeți, avem foarte mulți profesioniști, oameni care în parcursul vieții lor au activat în diverse domenii, de altfel sunt și repartizați pe întreg teritoriul județului Brașov, în așa fel încât atât comunitățile mici din mediul rural, cât și comunitățile mari să fie cât se poate de bine reprezentate, fiindcă sunt nevoi diferite, iar în momentul în care vor ajunge în Parlamentul României, trebuie să facă front comun cu primarii noștri, cu oamenii din administrația publică, în așa fel încât în exercițiul viitor de finanțare să reușim să implementăm cât mai multe proiecte pentru județul Brașov. Aveți echipă foarte bună. Aveți echipă de specialiști prezentată de dumneavoastră mai devreme. Aveți o susținere din partea primăriilor din zonă pentru că aveți 35 sau cât ați spus? 35 de primari. 35 de primari. Bun, pentru următorii 4 ani, care sunt proiectele majore pe care le-ați gândit? Pentru că mă gândesc în momentul în care dumneavoastră v-ați făcut un plan politic cu o echipă de profesioniști, având susținerea celor 35 de primari, v-ați gândit la niște proiecte.
Da. Care sunt acele proiecte majore pentru județul Brașov? Sunt proiecte pe care multe dintre ele le avem în derulare. Astăzi putem spune că județul Brașov este lider la nivel de regiune în ceea ce privește accesarea de fonduri europene pe drumul județene. De asemenea, avem foarte multe proiecte care le avem în implementare în domeniul sanitar. După cum bine știți, și în acest moment vin de la aeroportul de la Ghimbav, unde am urmărit ultimele lucrări, practic deja a apărut scrisul și parcă așa a fost să fie în această perioadă de sărbătoare, când s-a aprind luminile în foarte multe localități. Am avut șansa să iluminăm și terminalul de la Brașov, aeroportul internațional. Acest obiectiv trebuie să devină funcțional și trebuie să fie, până la urmă, unul dintre lucrurile care va aduce la dezvoltarea județului nostru. Dar, pe lângă aceste proiecte, este foarte important ca județul Brașov, în viitorul apropiat, să implementeze un nou spital, un spital regional, un spital adaptat vremurilor noastre. Practic, există și o oportunitate de finanțare, o oportunitate cum n-a existat niciodată până acum. Suntem pe lista celor 10 spitale care se vor construi în România. Practic, există un ordin de ministru în care avem 3 județe care sunt arondate județului Brașov. Avem suprafața de teren, lucru care este foarte important, delimitată, sistematizată din punct de vedere urbanistic. Avem aduse toate utilitățile acolo, curent de forță, deci s-au făcut investiții de aproape 25 de milioane de euro în aceste utilități, apă, canalizare, gaz și curent electric. De asemenea, există în pregătire un studiu de fezabilitate care este extrem de necesar pentru a putea fi depus, în așa fel încât să fim unul dintre cele 10 sau poate primul din cele 10 spitale care urmează să fie implementat la nivelul județului nostru. Este foarte important, de asemenea, să accesăm bani pe mobilitate. Avem posibilitatea de a accesa fonduri europene pentru tot ceea ce înseamnă zona de transport metropolitan, și aici mă refer la partea de cale ferată. Putem să cumpărăm echipament în care să putem asigura un transport mult mai eficient pe calea ferată și am discutat acest lucru împreună și cu directorul general de la CFR Infrastructură și cu ceilalți reprezentanți din Ministerul Fondurilor Europene, chiar cu domnul ministru Boloș, despre această oportunitate și avem șansa de a accesa 250 de milioane de euro. Sunt și alte proiecte care ar trebui să prindă contur în perioada următoare prin sprijinul care îl vom acorda comunităților, fiindcă se vor deschide proiecte pentru extinderea domeniului schiabil, pentru dezvoltarea diverselor oportunități pe partea de agrement la nivelul județului Brașov și ar fi important ca fiecare autoritate publică locală să se implice în aceste proiecte și chiar să creăm parteneriate cu Consiliul Județean. Vor exista astfel de parteneriate la nivelul județului Brașov. Un alt proiect care cred că este extrem de important este acela ca proiectele de autostrăzi care trebuie să lege Brașovul de celelalte zone ale țării să fie implementate în această perioadă, ținând cont de faptul că astăzi avem în implementare proiectul pentru autostrada Brașov-Bacău. De asemenea, există un alt proiect care va face legătura între Sibiu și Făgăraș. Este un proiect pe care se derulează de asemenea prin intermediul Ministerului Transporturilor. Din câte am înțeles, se află la un stadiu foarte avansat. Foarte avansat. De asemenea, se va rulua procedura pentru Făgăraș-Brașov. Este foarte important să facem legătura și cu București. În prezent avem un proiect care îl derulăm prin Compania Națională de Investiții, unde Consiliul Județean Brașov și Consiliul Județean Prahova s-a implicat foarte mult pentru a crea o variantă alternativă pe Valea Doftanei, de la Secele pe Valea Doftanei să iese la Câmpina. O variantă care va fi extrem de necesară în momentul în care vom avea organizare de șantier pe tot parcursul DN1 și vedem ceea ce se întâmplă în perioada de sezon estival pe acest tronson de drum național. Este foarte important să avem acest tronson Comarnic-Brașov cât de repede și înțeleg că în prezent se revizuiește studiul de fezabilitate, ulterior se va face proiectare și execuție și pentru acest tronson. Sunt proiecte care
în momentul în care le vom realiza și vom avea această accesibilitate atât dinspre vest, dinspre Sibiu, cât și dinspre sud, dinspre București, cât și dinspre est, spre Moldova, cred că Brașovul va deveni un puternic pol de dezvoltare pentru România. Este și astăzi, dar din păcate vedem că se ajunge extrem de greu la Brașov, tocmai datorită faptului că județul Brașov este unul dintre județele care astăzi are o dezvoltare extrem de importantă pe partea turistică. Mulți din cei care doresc să viziteze Brașovul întâmpină aceste greutăți în trafic, iar în perioada următoare este foarte important să lucrăm la acest proiect de accesibilitate. De asemenea, avem în implementare și prezent să face studiul de fezabilitate pentru legarea aeroportului Brașov de cale ferată. Este un proiect care urmează să se finalizeze în primăvara anului viitor, mă refer la studiul de fezabilitate, urmând ca ulterior să fim unul dintre puținele aeroporturi, după aeroportul de la Otopeni, dacă în prezent avem cel de-al treilea terminal, avem cea de-a treia pistă ca și lungime, practic să avem și, de ce nu, poate cel de-al treilea aeroport sau al doilea aeroport care N-am să fie legat. N-am știut dimensiunea aeroportului, dar ar fi pe locul 3 ca dimensiune? Da, aeroportul de la Brașov este pe locul 3 după aeroportul de la Otopeni și după aeroportul de la Cluj. Practic are 12.000 de metri pătrați, este dublu față de terminalul de la Sibiu. Este un aeroport care este gândit modular, este conceput la nivelul zilelor noastre și cu siguranță va fi o bijuterie, nu că este al nostru brașovenilor, dar este un aeroport care este primul aeroport construit după anul 1974 de la zero și practic am folosit toată informația și toate reglementările care astăzi sunt la nivel european, le-am pus în practică și la nivelul aeroportului de la Brașov. Da, interesant. Cum ar fi, mă gândeam acum când dumneavoastră îmi spuneați lucrurile acestea, proiectele acestea, cum ar fi ca Brașovul, orașul Brașov și județul Brașov implicit să aibă legătură prin autostradă cu Moldova, prin autostradă cu zona de vest a României, cu Bucureștiul autostradă și aeroportul în același timp. Ar fi... În afară de aceste proiecte, un alt proiect pe care ne-l dorim să-l implementăm este acela de, în momentul în care vom aplica pe drumurile județene, vom face în așa fel încât să facem și pistă de biciclete. Avem un județ extrem de atractiv, avem foarte multe localități care au știut să-și valorifice foarte bine monumentele istorice, patrimoniul cultural și cred că ar fi extrem de important să încurajăm și acest gen de turism, turismul pe bicicletă, în așa fel încât între anumite localități turiștii să aibă această oportunitate de a se deplasa cu bicicleta pentru a vizita diverse monumente istorice. Vom face în așa fel încât să venim în sprijinul tuturor comunităților din județul Brașov, fiindcă doar fiind o echipă putem să ne promovăm și în felul acesta putem să ne facem cunoscuți. De asemenea, este un alt obiectiv pe care îmi doresc să-l putem realiza. Suntem în etapa în care pregătim documentele pentru a ne depune candidatura pentru a obține organizarea Jocurilor Olimpice de Tineret pentru anul 2028. De altfel, am creat toată infrastructura cu ocazia Festivalului Olimpic al Tineretului European. Evident, mai sunt proiecte care trebuie implementate, dar doar răspunzând la astfel de provocări vom atrage atenția guvernului și a factorilor implicați și în felul acesta Brașovul poate deveni unul dintre județele cunoscute la nivel mondial prin organizarea unor astfel de evenimente sportive. Este știu faptul, în 2013 am fost parte a organizării Festivalului Olimpic al Tineretului European și practic atunci a fost pentru prima dată când România a avut șansa în istoria ei să aducă flacăra olimpică în țară. Da, așa este. Da, interesantă idee este abordarea infrastructurii sportive care lipsește cu desăvârșire la Brașov, acum trebuie să fim sinceri. Practic în calitatea în care am avut-o în cei Dar este o abordare inversă, da. Organizăm ceva ca să putem construi. Da, deci astăzi există, atunci vă obligă. În Postăvaru există o extindere a domeniului schiabil. Este un proiect care
a fost finanțat de hotelierii din Poiana Brașov și au creat această infrastructură necesară. La nivelul orașului Râșnov, eu am construit un complex olimpic de sporturi de iarnă pe care se poate derula și partea de combinată nordică. Evident, cu îmbunătățirea avem și piste de biatlon. Nu la acest tip de infrastructură sportivă mă refeream, ci la orașul Brașov, strig la orașul Brașov, căruia lipsește un stadion la standarde europene. Dacă ne uităm în orașele mari din România, acele stadioane au început să apară pe la Târgu Jiu, Cluj, la 30 de kilometri la Sfântul Gheorghe. Există o viziune, din păcate nu am avut această acest patrimoniu în subordinea Consiliului Județean Brașov, fiindcă cu siguranță aș fi aplicat și aș fi implementat un astfel de proiect. Ceea ce pot să vă spun, păi tocmai asta spuneam, că în momentul în care obțineți organizarea jocurilor olimpice ale tineretului, atunci cu siguranță veți trebui să asigurați o infrastructură. Avem deja, și atunci și intervine și guvernul este și altceva. Este un alt proiect pe care am uitat să vi-l spun. Am făcut nenumărate diligențe împreună cu colegul meu Mihai Veștea, care este secretar de stat la Ministerul Dezvoltării, iar sala polivalentă din Brașov a trecut prin toate procedurile care sunt obligatorii, comisii tehnico-economice, comisii interministeriale, și a obținut inclusiv hotărâre de guvern. Vom avea una dintre cele mai moderne sau cea mai modernă sală polivalentă, o sală de 11.000 de locuri, de aproape 70 de milioane de euro ca și valoare, exact în zona în care a fost stadionul municipal. De asemenea, există o viziune pentru a se construi un stadion de 20.000 de locuri în zona stadionului unde funcționează Clubul Brașovia. În felul acesta am putea integra întreaga zonă, fiindcă sunt foarte multe proiecte adiacente care țin de parcare, de accesibilitate, s-a dus de asemenea. Acolo e spațiu suficient. Este un spațiu suficient. Cel care a proiectat sala polivalentă este același, să zic, același proiectant care a proiectat sala polivalentă din Cluj, dar evident are experiența salii polivalente din Cluj și a adus foarte mari îmbunătățiri, iar sala polivalentă din Brașov va fi o bijuterie, iar acest proiect este un proiect care pică în sarcina municipalității sau Consiliului Județean Brașov. A fost predat către Compania Națională de Investiții, urmând ca în perioada următoare să se înceapă procedura de achiziție pentru implementarea acestui proiect. Este o competiție foarte mare la nivelul țării și mă bucură că am reușit noi brașovenii să aducem în județ un astfel de proiect de asemenea învergură, fiindcă să ai o sală polivalentă de 11.000 de locuri cu nenumărate terenuri dedicate competițiilor este o oportunitate foarte mare, fiindcă în felul acesta, pe lângă turismul cultural pe care noi îl avem astăzi, putem să aducem și turismul sportiv, care să nu fie doar în perioada de iarnă când mulți vin la schiat sau cu ocazia diverselor evenimente și diverselor competiții care se desfășoară pe trambulinele de la Râșnov sau în alte zone. Din informațiile pe care le am eu, acest proiect de la Brașov cu sala polivalentă de 11.000 de locuri este, dacă nu identic, asemănător cu sala polivalentă din Gheorghe, care este considerată una dintre cele mai frumoase și mai polivalente săli de sport din Europa. Deci, așa este, mi-amintesc că am avut șansa de a merge la foarte multe competiții înainte de a organiza Festivalul Olimpic al Tineretului European. Am fost și în Polonia, am fost și în Cehia, la Praga. Eram curios să văd modul în care s-a organizat și modul în care au implementat și ei proiectele înaintea noastră și am fost extrem de dezamăgit că la vremea respectivă, mă refer în anul 2013, ne zbăteam să construim infrastructura pentru sporturile de iarnă și din păcate nu aveam și o sală polivalentă unde deschiderea oficială a fost făcută, spre exemplu, la Liberec, în Cehia, a fost făcută într-o sală polivalentă de 6.000 de oameni și a fost, aș putea spune, un moment foarte plăcut văzând toți componenții loturilor din toate țările care participau la Festivalul Olimpic al Tineretului European, fie că vorbim de echipa de hockey, de patinaj, de sărituri cu schiurile, deci toți cei care au obținut punctaj și s-au putut califica la acest eveniment erau prezenți în această arenă, cu un spectacol foarte bine gândit,
Noi a trebuit să facem în aer liber. Mi-aduc aminte că am fost la liceu sportiv și am făcut acel eveniment. Evident, ne-am descurcat și noi destul de bine, dar cred că pe viitor acestea ar trebui să fie ambițiile noastre ca și județ care este o destinație turistică și în același timp are ambiția de a organiza evenimente culturale și sportive de o asemenea învergură. Da, așa este, dacă spuneați mai devreme și n-am vrut să vă întrerup că ne spuneați, aveați o coerență în ceea ce spuneați, vorbeați mai devreme de piste de biciclete. Vreți să faceți din județul Brașov o mică Olandă? Pentru că în Olanda în fiecare șosea are pistă de biciclete. Din păcate nu a existat foarte multe axe de finanțare pentru astfel de oportunități. După cum bine știți, noi astăzi construim aproape 100 de kilometri de drum din fonduri europene și aici vorbesc și de legătura care ar putea să fie direct de la Zărnești, de la Râșnova, aș putea spune, din zona Branului și chiar până la Ucea, dacă exista această oportunitate, putem să avem încă o suprafață de teren care să fie dedicată bicicliștilor. De asemenea, construim în mai multe zone din județ, în zona Viscri, zona Bunești, zona Măieruș, spre Augustin, deci practic ar trebui să existe o astfel de preocupare și să găsim o soluție de finanțare, fiindcă pentru amplasarea unor astfel de piste de biciclete este necesar să ai și legislația necesară pentru a putea face expropieri, fiindcă în ampriza drumului și acum noi am fost nevoiți să facem expropieri pentru a lărgi zona de carosabil și aduce la standardele în care și la normativele care sunt astăzi în vigoare pentru a putea să implementăm aceste proiecte. Același lucru ar trebui să existe și pentru în vecinătatea drumului județean sau vecinătatea drumului național pentru astfel de piste. Evident, unde permite, fiindcă în zona de intravilan este mult mai greu, fiindcă sunt construite deja case, sunt trotuare, dar în zona de extravilan și în zona unde se circulă cu viteza trebuie să putem să amenajăm astfel de piste. Ultima emisiune electorală, aș vrea să transmiteți un mesaj alegătorilor. Vreau să le mulțumesc pentru faptul că au fost pe data de 27 septembrie alături de Partidul Național Liberal și ne-au dat încredere că suntem cei care putem să satisfacem așteptările pe care le au locuitorii județului Brașov și îi rog să fie de asemenea alături de noi în acest examen extrem de important pe care îl are astăzi România, alegerile parlamentare, pentru a putea trimite în Parlamentul României o echipă de oameni capabili, o echipă de oameni care să fie alături de administrația publică și alături de proiectele pe care le are administrația publică în implementare. Vedem cu toții, la nivel european, suntem foarte bine reprezentați, avem comisar european, avem o echipă de parlamentari extrem de respectată în frunte cu Siegfried Mureșan, care este vicepreședintele Partidului Popular European și care face parte din foarte multe foruri care la nivel european. De asemenea, președintele României, Klaus Iohannis, este o persoană respectată la nivel european, a reușit și a negociat sume importante pentru România cu ocazia negocierii bugetului Uniunii Europene pentru următoarea perioadă. 80 de miliarde sunt bani foarte mulți, bani care nu i-a avut niciodată România. De asemenea, vedem cu toții că la nivel național se conturează un guvern în jurul Partidului Național Liberal. Partidul Național Liberal, prin miniștri pe care i-a avut, au fost permanent la Brașov, au fost permanent alături de proiectele noastre și cred că este important să avem o echipă omogenă care să poată să facă legătura între noi, Brașov, Guvernul României și, de ce nu, Europa. Vă rog să fiți alături de noi, fiindcă nu vă vom dezamăgi și în felul acesta vom avea un suport suplimentar pentru a putea implementa aceste proiecte din partea parlamentarilor pe care îi vom trimite în viitorul Parlament. Vă mulțumesc pentru prezența. Și vă mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori. Eu sunt Sandu Gherghe și vă doresc toate cele bune.